De la debutul crizei în județ, 6 persoane au fost diagnosticate cu gripă, iar alte aproape 20 sunt suspecte. Analizele acestora au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea diagnosticului. Cu o singură excepție, bolnavii sunt adulți, cei mai mulți sunt din Slatina. Urma investigațiilor s-a confirmat prezența virusului gripal tip A, subtip H1N1. Cele 5 cazuri sunt din localități ca Slatina, Balș, Piatra Olt, localitatea Comani, iar au vârste cuprinse între 32 de ani și 61. Pentru a se feri de afecțiunile de sezon, oamenii apelează mai degrabă la metode tradiționale decât la sfaturile medicilor. Așa se explică faptul că, în ultima săptămână, alte peste 2000 de persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii și pneumonii. Mai grav este că aproape un sfert au forme grave ale bolii, ceea ce a necesitat internarea lor. Încerc să beau cât mai multe ceaiuri, mă îmbrac suficient de cald când este cald, când este frig și cam atât. V-ați vaccinat? Nu. Nu am avut probleme cu gripa și pentru asta nici nu am făcut vaccinul până acum. M-am vaccinat la doctorul de familie și în rest cu aspirină, paracetamol, ceaiuri, usturoi. Cea mai sigură metodă de prevenire a îmbolnăvirilor de sezon rămâne vaccinarea. Din păcate, stocul de vaccinuri este aproape epuizat. La nivelul Direcției de Sănătate Publică Olt, în depozitul antiepidemic, se găsesc aproximativ 100 de doze de vaccin gripal. Spitalele din județ sunt pregătite pentru a face față valului de îmbolnăviri la care specialiștii se așteaptă în perioada următoare. În momentul de față, există o creștere a prezentărilor la nivelul serviciului urgență și implicit și a internelor la nivelul secției de boli infecțioase. Estimăm că probabil că până la sfârșitul săptămânii capacitatea, sau poate chiar mai curând, capacitatea secției să ajungă la maxim în ceea ce privește numărul de paturi ocupate. Numărul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni de sezon a crescut constant în ultimele 3 săptămâni, iar starea de sănătate a pacienților care s-au prezentat la medic a fost mult mai gravă.